ești o persoană extrem de emoțională și te bazezi mai mult pe sentimente decât pe rațiune. Cu toate acestea, practicitatea și intuiția ta sunt atât de avansate încât îți permit să ai un scop clar și să-l atingi. Ești tacticoasă, prietenoasă și, prin urmare, este foarte dificil pentru interlocutor să înțeleagă exact când începi să insiști pe cont propriu. Adevărul este că de multe ori tu însăți nu știi. Ești atât de impresionabilă și de deschisă față de influențele externe, încât îți schimbi direcția ca și vântul. O asemenea flexibilitate aduce adesea beneficii. Atâta timp cât ceilalți rămân fideli viselor de modă veche, tu te îndrepți către noi orizonturi. Tu poți reflecta în mod clar opiniile unui anumit grup social, de aceea poți fi aleasă ca vorbitor și purtător de cuvânt de interes comun. Bineînțeles, interesul public apare în prim plan, dar, indiferent de apartenența ta la cohortă de politicieni, ai întotdeauna propriul sistem clar de priorități și norme etice. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: casa ta, aderarea la tradiții, romantism, scrupulozitatea în materie de bani. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere. Pentru tine, sentimentele sunt mult mai importante decât logica. Acest lucru poate fi considerat un avantaj și poate fi un dezavantaj, dar uneori nu este ușor cu o astfel de persoană emoțională. Cu toate acestea, o intuiție bine dezvoltată te ajută să găsești întotdeauna soluția potrivită, menținând un echilibru între practică și visarea cu ochii deschiși. Uneori ești foarte susceptibilă de influența externă, lucru pe care mulți îl percep ca adaptabilitate. Cu toate acestea, această flexibilitate te ajută să-ți atingi obiectivele, mai degrabă decât să te împiedice. Fiind extrem de receptivă și capabilă să faci schimbările necesare, ești un candidat ideal pentru reprezentarea atât a celulelor sociale mici, familia, clubul, comunitatea locală, cât și a sindicatelor mari, inclusiv a instituțiilor guvernamentale. Se poate întâmpla să devii chiar simbolul viu al unei organizații. În acest sens, ai un potențial enorm de a deveni o figură influentă,
Dar acest lucru se întâmplă numai dacă menții o relație strânsă cu mediul tău social. Dacă rămâi singură, o stare de anxietate și incertitudine te-ar putea duce la o criză nervoasă și depresie. Ai o personalitate puternică. Dacă ți s-ar fi dată libertate totală, în orice caz, dacă ai putea să scapi din cercul atribuțiilor strict definite, cu siguranță ai putea să-ți exerciți drepturile așa cum sunt intenționate. Cu toate acestea, poți refuza în mod deliberat să ai măsuri prea decisive în direcția bunăstării tale, deoarece legăturile care te conectează cu grupul social, ale căror interese ești chemată să le exprimi, sunt prea puternice. De obicei, gândurile și judecățile tale se conformează eticii adoptate de toți cei din același grup social. Atunci când interesele grupului intră în conflict cu legile societății, te grăbești să intri în apărare și lupți până la ultima picătură de energie împotriva dominației și a opresiunii. În acest sens, ești extrem de neînfricată și neobosită. Viața ta personală poate suferi foarte multe din cauza muncii. Trebuie să înțelegi că procesul de creștere a copiilor nu va aduce rezultate dacă copilului nu îi se acordă suficientă timp. Același lucru este valabil și pentru relația cu un partener. Pentru toată semnificația ta socială, poți suferi de imaturitate emoțională și aceste lucruri duce la probleme serioase în viața ta personală. Ești prea dependentă de atenția pe care te aștepți să o primești de la public sau de la cei dragi, iar cu lipsa acesteia devii deosebit de vulnerabilă. Trebuie să-ți amintești că în viața privată trebuie să fii la fel de puternică ca și în public. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, moale, deschisă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 18 iulie soarta ta? Vei avea întotdeauna o poziție pronunțată, puncte de referință valoroase, ești capabilă să mobilizezi publicul. Nu contează la ce nivel, familie, școală, afaceri sau chiar statul. Energia ta atrage oamenii. Activitatea ta nu rămâne niciodată neobservată, ceea ce îți permite să te deplasezi rapid pe scara carierei și poți deveni idol sau chiar steaua unei organizații. În plus, ești capabilă să simți bine starea de spirit a altora și să te adaptezi la orice condiții. Principalul lucru pentru tine este să nu fii singură. Dacă se întâmplă deodată acest lucru, criticile tale în raport cu tine însă îți iau amploarea dezastrului. La urma urmei, dincolo de sinele încrezător, uneori chiar prea mult, ești de fapt foarte sensibilă și vulnerabilă. Ești foarte emoțională iar agresivitatea bruscă, mânia sau capricile pot crea o imagine a unei persoane isterice. Alții nu pot crede ca un vorbitor excelent și inteligent care ești astăzi, te poți transforma brusc într-un astfel de monstru. Din nefericire, suferi de un asemenea temperament. Dacă tu vei învăța să faci față emoțiilor tale, poți avea încredere în succesul necondiționat în viață. Integritatea ta nu ți va permite niciodată să fii aproape de oamenii ale căror idei și valori nu le împărtășești. Prin urmare, este improbabil să te implici în operațiuni discutabile în afaceri sau în muncă. Diligența ta și munca grea sunt apreciate de către profesorii de la școală, oameni apropiați și lideri. Cu calitățile tale de lider, nu pretinzi întotdeauna un statut oficial ridicat. Realizându-te în muncă și sarcinile sociale, din păcate, poți uita de viața personală. Prin urmare, într-un moment în care toată lumea crește deja copii, poți înțelege brusc că ai pierdut o astfel de oportunitate. Adevărat, familia pentru tine este de asemenea ca un fel de platformă pentru practicarea abilităților oratorii. Membrii familiei trebuie să-și demonstreze admirația, altfel atacurile de stare proaste și de furie nu sunt excluse. Copiii suferă de multe ori din cauza lipsei de atenție,
deoarece te grăbești în primul rând să rezolvi problemele societății. Prin urmare, atunci când există probleme grave în familie, te afli într-o stare de confuzie. Dragoste și compatibilitate. Poți fi numită un visător idealist și rareori apare o perioadă în care nu ești scufundată în vise romantice. Fără un partener, poți să ajungi într-o lume bogată a fanteziei unde dragostea îi conduce pe toți. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți acționa ca vorbitor și purtător de cuvânt pentru interesele anumitor grupuri sociale. Acest lucru se datorează faptului că, împreună cu emoțiile puternice care pur și simplu te încarcă cu energie, discursul tău poate fi în mod evident urmărită de logică. Ai întotdeauna mulți adepți. Numărul lor diferă numai în ceea ce privește personalitatea ta. Dacă devii lider de echipă, atunci reușești să obții coeziune și entuziasm în acest grup. Tu poți stabili practic orice obiective, chiar și la prima vedere imposibile pentru ceilalți angajați și, în același timp, să fii sigură că vor fi atinse, dar numai dacă tu conduci. Astfel de profesii sunt foarte potrivite, cum ar fi notar, avocat sau un manager de vânzări. Poți captiva energiile, de aceea poți fi un bun antrenor atât în sport, cât și în management. Ai un potențial mare de a deveni o figură cu adevărat de mare amploare, în orice fel de activitate. Cu toate acestea, pentru asta trebuie să fii înconjurată de oameni pozitivi care îți vor alimenta încrederea în sine. Sănătate și boli. Emoționalitatea excesivă conduce la faptul că agitațiile constante ale sistemului nervos te pot slăbi semnificativ. Abilitatea de a te recupera de la stresul emoțional excesiv este ceva remarcabil la tine. Este posibil să fie suficient să cumperi un abonament la yoga pentru a atinge armonie și pace în interiorul tău. Dar poți avea nevoie de proceduri mult mai solide și de suport care să permită stingerea incendiului emoțional din interiorul tău. Alegerea este a ta. Cu cât înveți mai devreme să te ocupi de sentimentele și emoțiile tale, cu atât mai târziu vei începe să fii deranjată de diferite boli. Pericolul este că, dorind să te manifesti ca o personalitate rațională și rezonabilă, îți concentrezi prea mult puterea mentală pentru a-ți impulsiona emoțiile. În acest sens, asistența și sprijinul psihologic pot avea un efect benefic. În special, un mediu confortabil acasă și relații calde de familie în combinație cu o dietă echilibrată ar fi mai potrivite. Emoționalitatea excesivă poate duce la probleme în sistemul cardiovascular sau nervos. Pentru a preveni acest lucru, este necesar să incluzi sportul în rutina zilnică. Soarta și norocul. Ai o fire contradictorie care nu tolerează restricții. Ești caracterizată de schimbări frecvente ale dispoziției. Este imposibil să se prevadă ce se poate aștepta de la tine la un moment dat sau altul. Ești delicată, ușor de rănit. În acest sens, aproape că nu ai niciun prieten, există, de asemenea, fricțiuni constante în familie din cauza variabilității de atitudini și dispoziții. În chestiuni financiare, sâișuri și coborâșuri, dar totuși ai bani. După ce ai învățat să-ți contracarezi emoțiile, să-ți schimbi caracterul și să devii mai tolerantă, cu abilitățile tale și munca grea, vei putea să atingi bunăstarea în viață. Sfaturi pentru tine. Nu te îngropa în muncă. Încearcă să-ți cunoști sentimentele mai bine și să ți le exprimi cu o mai mare ușurință. Nu trebuie să fii mereu în centrul atenției. Încearcă să fii mai implicată din punct de vedere emoțional în relațiile personale. Nu te teme de respingere. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva,
Atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintit despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.